Anunț important pentru șoferii din Pașcani. În cursul zilei de mâine, una dintre cele mai aglomerate străzi din oraș va fi închisă. Este vorba despre strada Ceferișilor, unde urmează să înceapă lucrările de asfaltare. Administrația locală spune că de la primele ore ale dimineții este programată turnarea stratului de uzură, după ce timp de câteva zile au fost făcute lucrările de frezare și plombare. Din acest motiv, traficul rutier va fi interzis de la intersecția cu Dragoș Vodă până la intersecția cu strada Gării. Totodată va fi închisă și strada Veronica Micle din aceleași motive. Lucrările au început de săptămâna trecută pe strada Ceferiș, am procedat la frezare, am pregătit zonele pentru plombat, acolo unde asfaltul era deteriorat. Astăzi efectuăm plombarea acelor locuri frezate, iar în cursul zilei de mâine vom turna primul strat de covor asfaltic de la strada Ceferiș la intersecția cu Dragoș Vodă până la intersecția cu Mihai Eminescu. Vom continua săptămâna viitoare cu pregătirea străzii Ceferiștilor de la intersecția cu Eminescu până la intersecție cu strada Gării, ca la sfârșitul săptămânii să putem și acolo primul strat de covor asfaltic. Totodată, mâine va fi închisă circulația și pe strada Veronica Micle, vom turna acel covor asfaltic, deci acea reparație prin turnare de covor asfaltic, urmând ca în perioada următoare să facem și alte intervenții. Imediat după finalizarea lucrărilor, muncitorii și utilajele vor fi mutate pe strada Fântânele, care de asemenea a fost pregătită pentru asfaltare. După ce termină primul strat de covor asfaltic pe Ceferiș, va intra pe strada Fântânele. Vom proceda la frezare, pregătirea terasamentului, acolo este o lucrare mai laborioasă. Menționăm că administrația locală are în derulare un program de modernizare a străzilor din Pașcani, cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local și credite.